Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepți persani. Cel grăbit face de două ori aceeași treabă. Chiar și hoțul iese rușinat din casa săracului. Dacă prima piatră e pusă strâmb, atunci peretele va fi strâmb până sus. Măgarul care a văzut orz, fân nu mai mănâncă. Picăturile adunate una câte una devin, în cele din urmă, o mare. Cel care își dorește trandafirul trebuie să respecte spinul. Așează-te acolo de unde să nu te scoale nimeni. Dacă ai bani și în pădure găsești ciorbă, cine aduce mereu câte o roabă de pământ, cu timpul poate ridica un munte. Repede se satură cine mănâncă numai miere. Tigrul se îmblânzește cu mângâieri, nu cu bățul. Tirania se întoarce asupra copiilor tiranului. Lucrurile mari se fac cu multă răbdare. Flămândul se aruncă și asupra leului, însetatul se aruncă și în mare. Cât timp o străi în pace, nu bate la poarta războiului. Puțin vin este un antidot contra morții, în cantitate mare este o travă a vieții. Copiii sunt trandafirul și privighetoarea în casă. N-ar trebui să te temi atâta de alții cât de tine însuți. Nu ezita să te desparți de un prieten care te trădează. Dacă lupul a nimerit în stână, nenorocirea e aceluia care are o singură oaie. În lindii femei există 8.000 de terminații nervoase, iar în pu bărbatului doar 4.000.